Bună ziua, bun găsit tuturor, sunt Ovidiu Mihaiuc, vă prezint emisiunea Educația la zi. O ediție în care vom discuta despre unul dintre cele mai ample, dacă nu cumva chiar cel mai mare eveniment pe care îl organizează o entitate din Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, mai exact Facultatea de Litere, prin două reprezentante pe care le voi prezenta imediat la aici la Educația la zi. Vorbim despre simpozionul Interculturalia, a ajuns la o a șasea ediție și vorbim despre el pentru că este un pretext foarte bun de a discuta despre intersecții culturale, despre limbi străine, despre modul în care studenții și tinerii cercetători pot să facă legături și cunoștință unii cu alții și cu ce anume, ce preocupări au colegii lor și multe alte lucruri. De asemenea, pot să vadă care sunt lucrurile cele mai vizitabile din orașul Iași și multe altele, dar vom discuta pe parcursul întregii emisiuni toate aceste aspecte cu invitatele de la Educația la zi, așa cum v-am promis. Este vorba despre Dana Bădulescu, care este coordonatorul simpozionului Interculturalia, și Ștefana Iosif, de asemenea organizator principal al acestui simpozion. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la emisiunea Educația la zi. Noi vă mulțumim pentru invitație. Și felicitări, să spunem, de la bun început pentru faptul că ați dus la bun sfârșit o ediție a șasea, o ediție care este foarte mare și tocmai de aceea am spus că este unul dintre cele mai ample evenimente care au loc la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Poate, spunând lucrul acesta, spun prea puțin, pentru că, așa cum ne veți spune, nu, mai sunt și alți parteneri, mai sunt și alți oameni implicați în acest simpozion, care spuneam că privește pe de o parte studenți, pe de altă parte tineri cercetători. Ați avut 230 de participanți anul acesta, ceea ce arată amploarea evenimentului. Cred că este cea mai mare participare din toate edițiile pe care le-ați desfășurat până acum. Aș vrea să descrieți puțin ediția din acest an în termenii principali, să spunem, și apoi vom intra și în detalii. Vă rog, doamna Bădulescu. Da, ediția din acest an, să încep cu titlul ei, cu respectiv cu tema care se reflectă în titlu. Fiecare ediție are o temă, exact. Da, vă rog. Fiecare ediție are o temă, evident, și cea de anul acesta s-a numit Hybridity, Marginality and Otherness, Eccentrics and Monsters Across Languages and Cultures. Nu cred că e nevoie să redau și în română. Haideți să și traducem. Da, hibriditate, marginalitate, alteritate, excentrici și monștri în limbi și culturi. Și sigur că putem să ne referim la acest titlu și în franceză și în spaniolă și în germană. Mai sunt trei limbi, au mai fost trei limbi de lucru ale simpozionului în acest an. În acest an s-a adăugat spaniola. Ea a fost noutatea și ca atare chiar cumva vedeta prin noutate, evident, a ediției. Zilele. Despre ce monștri s-a vorbit? Monștri pot apărea în diverse forme și noi asta am și vrut să provocăm participanții să se gândească la formele, la diversele nenumăratele forme în care se poate manifesta monstruozitatea și la fel, sigur, hibriditatea, marginalitatea, excentricitatea, atât în limbi cât și în culturi și în diverse domenii. Despre acei monștri este vorba. Da. Interculturalitate privește nu doar aspectul acesta al lingvistic. În spatele unei limbi, așa cum știm, stă o cultură și cu siguranță această dimensiune este surprinsă în simpozion, așa cum am discutat și cu ocazia celelalte ediții pe care ați organizat-o în 2024. Vă rog, câteva lucruri legate de acest lucru.
Pentru noi, cred că, în primul rând, noțiunea asta de monstruozitate avea mai mult scopul de a ne da seama că această definiție se schimbă de la generație la generație și am plăcuta surprindere să-i văd pe studenții mei acceptând lucruri cu care noi ne confruntam în generația mea, care nu-i chiar atât de îndepărtat, aș vrea să zic, pe care nu le acceptam, nu le toleram, tocmai pentru că aveau titlul ăsta sau eticheta asta de monstruozitate atașată lor. Fiecare generație evoluează și atunci a fost un întreg dialog menit să aducă în discuție ceea ce definim prin monstruozitate, ce a fost definit, noua noastră accepțiune asupra monstruozității, istoric vorbind, aceasta s-a schimbat, ceea ce la un moment dat era definit ca monstruozitate, acum este dimpotrivă definit ca normalitate. Iar tema care poate părea poate inițial un pic așa cotentă de tabu s-a dovedit a fi extraordinar de populară, extraordinar de dorită, extraordinar de căutată. Am avut, într-adevăr, cum ați menționat și dumneavoastră, un număr record de participanți. 230 au fost din cei acceptați, firește că așa cum este cazul fiecărui simpozion sau al fiecărei conferințe, am fost puși în situația de a refuza. Este o selecție. Sigur. Pentru cei care vor să fie prezenți. Inițial am zis că ne limităm la 200, că e numărul magic, e suficient, dar lucrările erau de un calibru atât de înalt încât nu ne-a lăsat inima să-i refuzăm. Așa încât am acceptat 230 de participanți cu 190 de comunicări și fiecare ne-a surprins foarte mult diversitatea temelor pe care le-au abordat. Ne referim la, în majoritatea lor, bineînțeles, la participanți care au în jur de 21 până în 25 de ani, ceea ce înseamnă că sunt extraordinar de tineri, dar cu o viziune atât de profundă asupra societății în care trăiesc, încât chiar a fost o bogăție și o generozitate așa de intelect. 190 de prezentări în două zile, 19 și 20 aprilie. Un fel de maraton, aș spune. Da, chiar a fost un maraton, într-adevăr. Și dacă aș putea completa în privința alegerii temei de a monstruozitatea, în primul rând, că totul se învârte în jurul ei, adică celelalte sunt asociate, practic, atât excentricitatea, cât și ibriditatea. Foarte atractiv, pentru că rar întâlnești în titlurile unor evenimente academice un astfel de termen. Nu e vorba de faptul că ne-am gândit că nu ar fi academic, dimpotrivă, dar ne-am gândit că este foarte potrivit pentru tinerețea lor, spiritul lor tânăr. Spiritul tânăr este atras mai curând de ceea ce deviază, de deviant, decât de establishment, de standard, de formal și așa mai departe. Încât noi asta am vrut să, prin asta am vrut să-i provocăm, prin ceea ce iese din tipare. De aici monstruozitatea, evident, deviantul, hibriditatea și toate celelalte. Mai aveți un termen aici, hibriditate. Da. Și acesta trebuie explicat. Putem să ne referim și la, și la formatul simpozionului în sine. Din ce în ce mai mult se practică hibriditatea ca format al unor astfel de evenimente, începând cu pandemia și, bineînțeles, că exista și înainte de pandemie, dar a devenit un fenomen... A luat avânt după pandemie. Deci chiar formatul în sine al evenimentului a fost hibrid, dar cred că... În sensul acesta, în care ați avut speakeri, nu știu dacă și prezentări, care au fost făcute prin intermediul acesta al online, da? Dar cu prezență în sală, de exemplu. Întâmplat în cazul prelegerii, intervenției, întâlnirii online, prezentării lui Marcus Zizek. Care nici nu ar fi putut veni, nu știu în ce dimensiune. Da, e mai complicat. Putea fi situat. Pentru cine nu știe, Marcus Zizek locuiește în Australia. Da. Și așa cum presupunem deja, l-ați abordat cu siguranță la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, care a avut loc în toamna anului trecut. Exact. Cu foarte mult entuziasm, pentru că noi am păstrat legătura după ce a plecat de la festival și săptămânal, la două săptămâni, și mereu îmi spunea că este dor de Iași, că s-a simțit foarte bine la Iași,
că noi suntem activi și dinamici cultural. Și ca atare, evident că l-a atras ideea și i-a plăcut ideea participării la simpozionul nostru. Dacă suntem aici, trebuie să reamintim tuturor. Marcu Zăzac a fost la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere. Prezentarea de la Teatrul Național Vasile Alexandrii sau Seara Filii de la Teatrul Național, ați tradus ceea ce a spus Marcus. Împreună pentru cu cine nu v-a, exact, pentru cine nu v-a recunoscut până acum vocea. Și Marcus a fost foarte darnic cu timpul său, cu bunul său simț, cu tot ce a adunat de-a lungul timpului și a dorit să ofere publicului ieșean, fie că era vorba de cei care au venit la teatru, fie că era vorba de cei care au trecut pe la Casa Filit. Da. Și în același timp, acum a revenit la Iași, cum ar veni, între ghilimele, să spunem așa, a revenit doar online pentru prezentarea de la... Eu cred că el a simțit că a revenit într-adevăr, chiar așa, în mediul online. Ce a prezentat? Cu ce i-a surprins pe colegii de la Interculturalia? Tema prezentării lui a fost, în engleză, Characters and Story are my themes. Personajele și povestea sunt temele mele. Și a vorbit, practic, a fost, și am spus-o și lui atunci, cel puțin eu așa am văzut-o și cred că toată lumea a văzut-o astfel, a fost o lecție de creative writing, efectiv. Adică ne-a povestit despre cum o catastrofă domestică, să zicem, un dezastru domestic poate să fie rădăcina unei întregi sau să germineze o întreagă poveste și să adune în jurul ei personaje și așa mai departe. Practic, noi suntem o specie de povestitori și de persoane care ascultă povești, ne încântă poveștile și n-am putea fără ele. Și atunci, sigur, totul gravitează în jurul poveștilor pentru noi ca specie chiar. Bineînțeles, putem să, dar poate Ștefana, poți completa. În primul rând au fost extraordinar de entuziasmați studenții, pentru că noi fiind profesoare de engleză, firește în momentul în care am prezentat invitatul special, pentru că el asta a fost, nu a avut într-atât o alocuțiune academică, a fost invitatul nostru special. Exact. În momentul în care au auzit sau a început așa să fie arbănie entuziasmul. Dacă e o vedetă care ajunge la un festival internațional de literatură, cu atât mai mult e o vedetă la un simpozion academic. Exact. Adică, în general, după cum am mai spus și altă dată, bula academică este suficient de omogenă. Nu ne deschidem spre exterior, ceea ce este un minus. Asta este ce am încercat să rectificăm. Ori el era clar deschiderea aia spre exterior, spre aplicarea practică a ceea ce noi facem la universitate. Mai mult sau mai puțin teoretic. Da, exact. Teoria nu într-atât. El însuși zicând de mai multe ori că pe el nu-l interesează într-atât teoria și el nu vrea să fie un intelectual, el este un scriitor. Și este foarte important. Studenții sunt foarte, foarte încântați de el. El a scris una din cărțile generației lor. Hoțul de cărți este o carte cu care ei au crescut, cu care ei și-au strânit apetitul pentru scris și atunci au recunoscut. Este pentru o carte lectură și pentru scris. Da, da. Exact. Mm-hmm. Am avut inclusiv prezentări pe Hoțul de cărți. Adică, așa, e o chestie interesantă când vine omul care a scris-o, care a produs-o și îți spune și procesul din spate. Cred că pe foarte mulți dintre ei i-a interesat procesul prin care el a elaborat această carte. Uh-huh. Ce este foarte interesant pentru ei este că el nu a scris despre propriul lui mediu. El este australian care scrie despre o întâmplare din Germania nazistă, adică este complet scos din contextul atât temporal cât și spațial al romanului și asta cumva le-a dat o speranță, așa, că nu e obligatoriu să scrie doar despre ceea ce cunosc. Totuși legăturile lui cu spațiul acela sunt prin părinți. Prin părinți, da, exact. Uh-huh. Deci a fost într-adevăr un moment important pentru simpozion și ce a fost cel mai important a fost că au putut dialoga direct în momentul în care a terminat prezentarea. Ei l-au putut întreba, sunt foarte mulți dintre ei care sunt
sau își doresc să fie scriitori. Da. Și întrebările toate, cred că fără excepție, s-au referit la asta. Ce să fac dacă m-am blocat? Da. Și, mi s-a părut așa să ai acces totuși la informația și la bagajul de cunoștințe al unui om. Și la experiența lui de scriitor. A fost chiar un moment deosebit pentru ei. Unuia din ei chiar i-a spus, și mi-a plăcut cum i-a spus, nu trebuie neapărat să vezi tu finalul poveștii. Nu vei ști întotdeauna al finalul poveștii și că, din potrivă, nu este recomandabil. Răspunde să... la provocarea ei. Da, să încep de la final și să... Foarte, adică o discuție foarte umană, ceea ce înseamnă că formatul hibrid funcționează la nivel interuman, nu este un format care să alieneze. Din potrivă, stimulează. Da, și ne-a stimulat și ne-a apropiat. Adică avem oceane între noi și el a reușit să se conecteze cu noi uman. Haideți să mai completăm puțin acest tablou al hibridității dincolo de format și al interdisciplinarității, pentru că sunt, pe de o parte, cuvinte folosite de multe ori, dar fără o acoperire de la fel de multe ori atunci când sunt utilizate, ceea ce nu se întâmplă în cazul dumneavoastră. De aceea aș vrea să ne mai povestesc despre asta. Hibriditatea cred că a fost reflectată în acest simpozion pe foarte multe niveluri. De altfel, putem porni de la hibriditatea culturală. Nu cred că mai putem vorbi despre puritate culturală la ora aceasta. Practic n-am putut vorbi niciodată. Niciodată, dar cu atât mai puțin acum, în contextul globalizării. Acum măcar ar trebui să ne învățăm minte, să spunem, istoric vorbim. Sigur, da, de ce? Asta este și rostul unui simpozion sau al unei conferințe, că e studențească și pentru tineri cercetători, că e pentru deja specialiști formați, să reflecte asupra unor fenomene contemporane sau, sigur, și diacronic, dar acesta este un fenomen important, un fenomen contemporan foarte important, care are nevoie de reflecție. Și noi asta am încercat să facem, să-l aducem sub lupă, practic. Toate aspectele hibridității să fie puse sub lupă din diverse, apropo, asta se leagă, evident, de interdisciplinaritate. Nu doar nu ne referim doar la lupa unui singur domeniu, ci la lupele pe care ni le furnizează multiplele domenii care au fost reprezentate în simpozion. Ați avut participanți de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, absolut firesc, de la Universitatea de Medicină și Farmacie, de la Eminescu, Liceul Eminescu. Foarte important. Aceștia doar din Iași. Doar din Iași, da, mă refer la cei din Iași, pentru că sunt și din alte 9 țări, 34, da. Care a fost, nu știu, să spunem, modalitatea în care ați primit prezentări și de la liceeni? E deja o tradiție a simpozionului. Întreb acest lucru pentru că este foarte, foarte rar întâlnit. În zona aceasta, simpozionilor universitare. Noi, sigur că avem un mobil, avem un motiv. Și motivul pe care l-am avut din totdeauna și de la bun început a fost de a atrage către universitate tineri din colegii, licee. Să mergeți licee. În zonele în care literatura, literele reprezintă o prioritate, să spunem, în anumite licee. Da, sau nu numai literele, chiar umanioarele. Umanioarele, ok. Și legăturile dintre conexiunile care există între diversele domenii ale umanioarelor. Am vrut să venim noi către ei și să-i atragem acolo, practic, să fie părtași ai unui astfel de eveniment, să vadă viitori, probabil, da, ne gândim noi, profesori, viitori colegi, să se proiecteze ei în postura aceea de viitori studenți, practic, ai noștri. Am vrut să le deschidem ochii spre așa ceva, spre noi. Eu sunt surprins, plăcut, că sunt destul de mulți, 17. Sigur. Adică, în general, poate nu e atât de multă dorință să mergi să prezinți lucruri, mai ales în fața unora pe care îi vezi deja avansați, să spun așa. Totodată avem și un partener de încredere în doamna profesor Adriana Antes de la Liceul Eminescu. Cu dumneavoastră colaborăm pe toate planurile, inclusiv
studenți duși în practică și așa mai departe. Adică relația dintre Facultatea de Litere și Liceul Eminescu este una foarte strânsă. De Colegiul Național. Pe vremea mea, dar de Colegiul Național. Erau doar licee. Nu mai zic de-a mea. Liceenii atunci au început să vină ei. Am avut în a doua ediție surpriza să găsim liceeni cărora le spuseserăm despre simpozion acolo în public. Și atunci când i-am văzut în public și i-am văzut interesați, ni s-a părut cumva firesc. Și avem și un, exact cum spunea și colega mea, avem și un alt scop. Ne îndurerează, pe mine cel puțin mă îndurerează foarte tare procesul de brain drain care se creează. Atracția altor centre universitare sau altor țări și cumva desconsiderarea... Și altor domenii, sigur, chiar. Sigur. Da. Și desconsiderarea acelor de aici, de la noi de acasă. Și atunci am vrea ca ei să vadă că Cuza este o universitate vie. Iașul este un oraș viu, un oraș cultural, unde ei pot accesa evenimente de felul ăsta care să-i stimuleze. Este foarte, foarte important. Și au avut și un public foarte larg, adică au fost în Amfiteatrul Mare Radu Ursache de la Centrul de Limbi al UMF și era amfiteatrul literalmente plin. Ceea ce pentru 17 elevi de liceu a fost o experiență inedită, adică s-au simțit, au căpătat vizibilitate și au fost validați, adică cercetarea lor a fost validată de spectatori. Observ un lucru pe care aș vrea să-l spun legat de ce au fost 28 de secțiuni sau panels, cum s-a, la un astfel de care au cuprins așa studii critice și literare, lingvistică, studii juridice, studii culturale, pedagogie și științele educației, umanioare medicale, studii media și de film. Am dat acest exemplu cu ce au cuprins aceste secțiuni pentru a ilustra și mai bine ce înseamnă interculturalitatea și intersecția aceasta dintre domenii și, deopotrivă, culturi. Pare cumva așa un crengăniș din care nu poți ieși, dar, pe de altă parte, e ceva cu atât mai natural, pentru că așa e și în viață. Te întâlnești cu tot felul de domenii și trebuie să fii cât mai familiar cu fiecare dintre ele. Da, fără partenerii noștri, pentru că literele, da, sunt originea, literele sunt organizatorul, să-i spunem, da, într-adevăr, să-i spunem, ci chiar așa este principal. De la noi a pornit, noi suntem motorul, într-adevăr, dar, pe de altă parte, fără toți acești parteneri, respectiv, Facultatea de, de Geografie și Geologie, și putem vorbi și despre turul lui Mihai Bulai acolo, da, și despre partenerul nostru în organizare, Haralambie, ATES. În afară de Geografie și Geologie, mai în trecut a fost și Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Facultatea de Filozofie, și de acolo vin participanți. Dar partener cu adevărat în organizare este și Facultatea de Drept, atât cea de la UAIC, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cât și cea din Chișinău, pe francofonie. Și nu le-am epuizat, evident, a fost vorba și până acum despre UMF, Universitatea de Medicină și Farmacie, care a fost anul acesta și în anii trecuți, dar mai ales anul acesta, un partener de nădejde. Și mai avem parteneră și Universitatea din București, tot de litere, cu Facultatea de Litere, de limbi și literaturi străine. Da, deci prin toți acești parteneri noi putem pune în dialog și în legătură toate aceste domenii care se reflectă în panels. Se îmbogățesc. Aș vrea să mai... Să mai alegeți dumneavoastră un nume dintre cei cinci vorbitori principali, keynote speakers, și să nu mai spuneți de el, pentru că pare puțin, să nu facem vreo nedreptate, să vorbim doar de Marcus Zuzak. Marcus a fost invitatul special și non-academic. Da. În schimb, toți ceilalți au fost academics, au fost universitari. Universitari, da. Sunt universitari, da. În continuare. Da. Și una dintre ele este Ștefana.
Da, eu am purtat mai multe pălării anul acesta, ca în fiecare an. Am fost unul din vorbitori. Pentru mine tema a fost ca o continuare a doctoratului, pentru că doctoratul meu este în studii evreiești, în special în chestiunea identității, și atunci am ales să le vorbesc studenților despre o temă mult mai puțin tratată, și anume propaganda vizuală din cărțile pentru copii din perioada nazistă, din Germania nazistă. O chestiune care mie mi se pare profund insidioasă, dar care a fost a fost premergătorul la ceea ce a urmat. Și atunci i-am văzut pe studenți trecând prin toate emoțiile, de la groază, la scârbă, pentru că vorbim despre copii, adică atunci când vorbim despre adulți avem luxul de a ne distanța de acea chestiune, dar când vorbim despre copii suntem mult mai conștienți, mult mai receptivi și mult mai empatici. Și atunci am vrut foarte, cu tot din adinsul, deși a fost o temă foarte greu de cercetat, care m-a încărcat. Încărcat emoțional. Foarte profund m-a încărcat emoțional, dar am vrut cu tot din adinsul să atrag atenția asupra acestui element. Persoana care m-a bucurat cel mai mult că a decis să participe ca vorbitor plenar, în schimb, a fost profesor Nancy Reagan din New York City. Ea predă la Pace University, este realmente o somitate academică, adică am avut-o printre noi, ceea ce a fost un mare privilegiu. Este un autor extrem de prolific pe toate palierele, a scris o întreagă serie, istorie și Harry Potter, istorie și Star Wars, istorie și Stăpânul Inelelor. Și atunci, bineînțeles că asta are priză la publicul tânăr, mai ales că sunt foarte mulți studenți care își fac tezele de licență sau de masterat pe studii culturale și încearcă să găsească aceste elemente în seriile fantastice. Ori discursul dumneaei a fost și cu atât mai delicios încât a abordat o temă de care nici nu auziserăm noi toți din sală, deși mulți dintre noi am fost studenți la germană, o comunitate din Germania prezentă, dar o comunitate care își are rădăcinile în secolul al XIX-lea, care au decis să trăiască la fel ca indienii americani. Apropo de hibriditate. De exemplu, Karl May, bineînțeles, care este unul din autorii cei mai cunoscuți ai acestui fenomen. Foarte vânduți. Foarte vânduți și foarte repede tradus, inclusiv în România, adică reprezenta fascinația asta. Și ea a mers și a intervievat. Sunt mulți care sunt la a treia sau a patra generație de, ei se numesc germani indieni, ceea ce este delicios. Dar observ niște similarități. Da. Prezentarea dumneavoastră despre propaganda anti-evreiască din cărțile pentru copii, practic se suprapune cu aceeași perioadă pe care Marcus Zuzak o are în cartea Hoțul de cărți. Da. Și pe de altă parte, dacă vorbim despre, dacă tot am amintit despre Karl May și cărțile sale cu indieni, amerindieni, americani, el a făcut cam același lucru pe care l-a făcut Marcus Zuzak. A scris despre ceva ce nu a văzut niciodată. Da, exact. În același stil. Da, imaginația poate recupera practic istoria și poate să se proiecteze fără experiență practică, experiența directă și experiența trăită. Da. Dar asta ne obligă să fim atenți atunci când consumăm orice ficțiune, să fim atenți ce consumăm și să nu o luăm neapărat de... Uneori poate fi foarte convingătoare. Exact. Ce au presupus workshop-urile? Da, am avut două workshop-uri, la unul dintre ele, fiind în paralel cineva, respectiv eu, n-a putut participa la ambele. Eu am participat efectiv la atelierul Cristine Chiuzano, care a vorbit în paralel și a trasat o paralelă între The Black Cat, Pisica Neagră, o novelă a lui Edgar Allan Poe, un autor foarte gustat de studenți, de altfel, foarte, probabil cel mai oricând gustat de studenți și de noi, de toate generațiile de studenți, și a noastră, și a voastră, și cele actuale. Și paralela a fost, cum spuneam, între The Black Cat a lui Edgar Allan Poe și o novelă
Găina decapitată s-ar traduce în română a lui Horacio Quiroga, un scriitor uruguaian. Cristina Chiuzano fiind din Uruguay. Iată ce diversitate culturală și lingvistică am avut în acest simpozion. Și Cristina, care este lingvist de fapt, dar care nu ezită să abordeze și teme practic și fenomene literare, sigur a abordat această paralelă din perspectiva lingvistei, adică s-a referit la mărci ale nu hibridității, dar ale marginalizării și ale marginalității și ale aspectelor de groază, horror, din cele două opere. Din acele două opere literare. Și Mihai Bulai de la... Și Mihai Bulai de la Facultatea de Geografie și Geologie, care este partenerul nostru începând cu a doua ediție, da. Deci are în spate 5 ediții în care a făcut, sau pentru care, pentru participanții cărora a organizat turul cu mare entuziasm și cu multă expertiză. Întotdeauna, chiar vorbeam despre asta, întotdeauna este apreciat turul lui Mihai, da. Pentru că este un amestec de expertiză și de bună dispoziție, umor, carismă. Cunoștințe noi, turism. Cunoștințe, da. Turism, exact. Dar anul acesta și-a modelat turul pe temă. Adică a încercat să includă exemple de alteritate, de marginalizare pe parcursul turului, în care le-a povestit studenților, participanților despre evenimente din Iași, poate mai puțin plăcute, momente din istoria noastră care trebuie discutate, și efectiv le-a situat în spațiu, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că nu mai ai luxul de a te îndepărta din context, ești obligat să intri. Iunie 1941, dacă este, exact. Să rămânem la tematica aceea mai, exact. Sumbră. Dar m-aș vrea să intrăm în dialog și cu Mădălina Tvardoclib, de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa, care a fost între organizatorii acestui simpozion. Bun găsit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Cum a fost participarea pentru dumneavoastră? Știu că și la Centrul Cultural, și Centrul Cultural German s-a implicat foarte mult. Vă rog! Participarea pentru noi a fost un prilej de bucurie și mirare totodată. Bucurie pentru că am reușit să fim alături de studenți într-un mod mai informal, să construim o relație dincolo de orele obligatorii pe care trebuie să le petrecem împreună, să ne vedem unii pe alții și să dialogăm într-un alt context, și de mirare față de deschiderea pe care au avut-o studenții mediciniști de a participa. Am simțit că este un pariu atunci când le-am propus să vină alături de noi la conferința Interculturalia, și mă bucur să spun acum că a fost un pariu pe care l-am câștigat. Aceștia s-au arătat extrem de entuziasmați și deschiși să participe cu prelegeri și au abordat teme extrem de interesante. Unele la care nu m-aș fi putut gândi niciodată. Uh-huh. Și din acest punct de vedere, aș spune că experiența a fost una foarte reușită și că sperăm să o repetăm de acum înainte mulți ani la rând. Deci surprinderea a fost cumva și pentru dumneavoastră, mai ales pentru că noi cei din exterior, dacă ne gândim de această apropiere, nu ne-ar fi venit în minte din prima apropiere între, nu știu, zona lingvistică, litere, interculturalia și zona de medicină. Sigur, în primă instanță ar putea să pară insolit, însă
Studenții au, mai ales în primii ani de studii, în cei preclinici, o serie de materii pe care le studiază, care sunt complementare domeniului fundamental, care caută să le dezvolte diferite competențe folositoare mai departe. Iar interdisciplinaritatea nu este un deziderat doar al umanioarelor, ci se regăsește și în toate celelalte domenii științifice. Iar medical humanities, aceste umanioare medicale, devin o temă tot mai importantă. Dacă ne gândim numai la implicațiile etice ale actului medical, descoperim că latura umană este într-un mod profund prezentă în activitatea și în actul medical. Da, înțeleg că veți fi prezenți, Universitatea de Medicină și Farmacie va fi prezentă și în edițiile următoare. Și Centrul Cultural German, desigur, aici e cam limpede. Da, desigur, Centrul Cultural German își propune mereu să fie un promotor al evenimentelor culturale care, spunem noi, marchează viața ieșeană, viața culturală ieșeană. Și atunci invitația de a fi parteneri ai conferinței este desigur una care ne bucură și ne onorează. Mulțumesc foarte mult, Mădălina Tvardoclib, pentru intervenția la Educația la zi, o emisiune în care discutăm despre simpozionul acesta interculturale, dar nu doar despre simpozion, ci care sunt de fapt semnificațiile sale mai ample, care pot fi pentru noi toți parte din educație, cât de cât așa, măcar la cât putem afla din exterior. Pentru că adevărații câștigători sunt cei care au participat, cei care au prezentat, cei care s-au interesat, au urmărit celelalte prezentări și care au făcut parte din această a șasea ediție, dar desigur din celelalte. Rămăseserăm cu discuția la workshopul lui Mihai Bulai și aici practic este o dimensiune turistică. Da. Și aplicată. Și aplicată. Se face un tur întreg în El și-a redus cumva dimensiunile turului din considerente de timp, pentru că avem la dispoziție doar 2 zile. Doar 2 zile, foarte mulți oameni. Sunt foarte mulți oameni. Trebuie strecurat undeva. Da, și trebuie într-adevăr strecurat și trebuie să fie și la o oră potrivită pentru a vedea noaptea turul, deși Iașul este minunat noaptea, nu-și mai are rostul. Și atunci el a făcut în așa fel încât să cuprindă cele mai importante elemente. Întotdeauna își actualizează turul pentru fiecare care simpozion și atunci studenții participanți răspund foarte bine. Și vreau să vă spun că am avut în fiecare an reacții extraordinare din partea participanților externi. Atât străini cât și români, am avut studenți de la alte universități care s-au înscris la Universitatea Alexandru Ioan Cuza în urma participării la Interculturalia. Deci asta este o chestiune testată empiric. Lumea se îndrăgostește de Iași pentru că îl poate experimenta în cu totul alt fel. Ori, apropo de cei care sunt câștigați în urma simpozionului, aș vrea să spun că nouă ne-ar fi foarte drag dacă printre spectatori s-ar număra și ieșeni din afara universității. Adică simpozionul este deschis, este cu participare liberă, gratuită. Am avut anul acesta oameni care nu sunt afiliați universității, care au venit și care au un moment de asta e ce se întâmplă. Da. M-aș vedea făcând asta. Da, da. De reconectare, exact. Sau conectare nouă, nu știu. Care e venit pentru mulți. Este foarte, foarte important. Și aș mai vrea să spun un lucru. Acest simpozion a format foarte multe generații. Suntem la 6-lea an. Eu însă mi-am fost formată de simpozion. În momentul în care doamna profesor Bădulescu a venit cu propunerea de a porni acest simpozion, nu eram nici măcar la doctorat, adică eram în continuare masterand, un student ca toți studenții. Și m-a ajutat să mă dezvolt într-un mod diferit decât doar spațiul academic
tradițional, formal. Anul acesta s-au împlinit deja 60 de ani de la reînființarea Catedrei de Engleză și atunci am văzut anul acesta simpozionul și ca un fel de mărturie a moștenirii Catedrei de Engleză. Mm-hmm. Este o catedră care tot are vie și dinamică, foarte apropo. Vie, mm-hmm. foarte dinamică și cu o deschidere foarte, foarte amplă și ne-am dorit foarte mult să avem un moment care să marcheze așa, renașterea și să se vadă că interesul este sporit. A mai fost simpozionul C.S. Lewis, da, da, la care da. S-a marcat da, da. Această aniversare și da, acolo, exact. Dar cu cât mai multe, cu atât mai bine. Este foarte bine, mm-hmm. adică avem vizibilitate și suntem mm-hmm. tare încântați că lumea vede din afară ce vedem noi dinăuntru. Lumea vede din afară și lumea vine din afară. Da. Au fost 34 de prezentări din 9 țări, nu? Algeria, Argentina, Canada, Franța, Germania, Lituania, Maroc, Moldova, Serbia. Pe lângă cele din România, desigur. Dar aș vrea să vă întreb, cât e de provocator să adăugați o nouă limbă? Da, am ajuns la a patra în această... Ne-ați spus ceva la început, dar... Când vorbim și despre organizare, lucrurile se da. Complică. Vă rog. Da, numai că înainte de a te gândi la complicații, te gândești la beneficii. Deci pornești la asta beneficii și vezi ce faci înainte. Cu complicațiile în momentul da. În care ele da. Apar. Și le rezolvi, sau cel puțin exact. Încerci să le rezolvi și chiar le rezolvi. Da. Mai întâi vedem, control. Ne-ar place să facem asta și apoi da. Găsim soluțiile pentru problemele exact. Care apar pe parcurs. E deci anecdotic. A fost engleză, franceză, germană și acum da. A venit și spaniola. Și promisiunea a venit de anul trecut, de altfel, de la ediția de acum 2 ani, de da. Fapt, calendaristici, da. Dar da. Anul trecut universitar, practic. Da, când s-a desfășurat ediția a 5-a, și la deschidere a participat, invitat din partea decanatului, pentru o alocuțiune din partea decanatului, unul dintre prodecanii noștri, Alin Călin, care este și hispanist și a cărui spaniolă este foarte elegantă, cuceritoare, seducătoare și pe care l-am rugat spontan să vorbească în spaniolă atunci. Deși spaniola nu era printre limbile simpozionului, el a acceptat provocarea și în urma acestui accept am plusat, am mers încă un pas mai departe și l-am cumva, i-am smuls promisiunea de a adăuga și spaniola limbilor simpozionului. El a promis că o va face și asta s-a și întâmplat. Da, e cumva anecdota noastră. Să vedem ce surprize ne rezervați pentru următoarea ediție. Deocamdată cred că ne potolim măcar un an, doi. Dar pentru că cu puțin timp înainte de a începe emisiunea am vorbit despre dificultățile pe care le are orice organizator de un astfel de eveniment amplu și aș vrea să spunem și despre acest lucru. E minunat să vorbim despre satisfacții, dar e bine să vorbim și despre lucrurile care sau piedicile pe care le trecem ca să ajungem la momentul în care culegem roadele. Așadar, spuneți-ne câteva lucruri despre dificultățile pe care le întâmpinați și pe care le rezolvați în cele câteva, două, trei săptămâni dinainte de a se desfășura tot, de a deschide ușa invitaților și de a începe efectiv un astfel de eveniment. Am să încep eu și după ce am să las pe Ștefana să dezvolte, pentru că cel puțin anul acesta greul a fost pe capul ei și al echipei, restului echipei, mai puțin pe al meu, cu cele 2 săptămâni înainte despre care vorbeați, dar aș vrea doar să spun și Ștefana va continua că un astfel de simpozion nu se organizează doar cu 2-3 săptămâni înainte, el se organizează. Nu există pauză, de fapt. Se organizează cu un an înainte. Începe să se organizeze cu un an înainte. De fapt, este o chestie pe care odată începută nu se mai termină. Rețeta, pentru cei care pătrund edițiile, pentru de cei fapt, care ne urmăresc și se gândesc vreodată la ce înseamnă un astfel de eveniment sau ar vrea să facă, trebuie să știi că rețeta este următoare. În momentul în care ai terminat prima ediție,
la foarte scurt timp faci prima ședință pentru ediția următoare, chiar dacă are loc peste un an, peste doi, peste trei. Exact. Pentru că atunci reglez din lucrurile care deja ți s-au întâmplat și setez, să spunem așa, scheletul pentru ceea ce urmează să faci. Și pe parcurs faci din nou întâlniri, rezolvi probleme și așa mai departe, dar eu am spus ultimele 2-3 săptămâni, pentru că atunci se aglomerează cam toate. Da. Da. Ca o armonică și atunci trebuie rezolvate. Și noi mai avem și volumul simpozion. Trebuie rezolvate contra timp. Da. Da. Este un efort din ce în ce mai mare, unul care ne aduce, de exact cum ați menționat și dumneavoastră, foarte multe satisfacții, dar unul care necesită din ce în ce mai multe resurse. Pentru că atunci când vorbim despre sute de participanți, înseamnă că trebuie și patru limbi. Și patru limbi, totul este cronofag în cel mai bun caz, dar este vorba și de alte tipuri de resurse. Noi avem marele noroc și marele privilegiu să avem sponsori din partea Centrului Cultural German și din partea British Council în fiecare an cu tradiție, ceea ce este un lucru, bineînțeles, foarte bun. În schimb, Institutul francez, bineînțeles, și da. Plus faptul că ne-au găzduit universitățile a fost un mare, mare avantaj. Este, în schimb, simt eu, momentul să ne extindem cumva și spre exterior. Eu văd acest simpozion nu doar ca un parcurs, ca având un parcurs academic și atât, ci aș vrea să-l extind către publicul mai larg, în sensul în care să angrenăm societatea civilă în simpozion. Motivul pentru care îmi doresc asta este pentru că, fiind un simpozion pentru cei tineri, deci pentru studenți care încă nu s-au angajat... Și pentru elevi, și iată. Pentru elevi, exact, mm-hmm. Încă nu s-au angajat, încă nu au intrat în viața reală, aș vrea cumva să am opțiunea eu ca tânăr să am așa ca o viziune de ansamblu a ceea ce urmează. Pentru asta îmi doresc tare mult să colaborăm cu companiile din Iași, cu toată lumea care ar putea să le ofere acestor studenți un pas în față. O fereastră spre viitor. La momentul un actual, forum. Un forum, sigur. Ne dorim să organizăm un workshop cu multinaționalele din Iași în care să le prezinte, bineînțeles, oferta lor de angajare celor care sunt în prag de absolvire și care, bineînțeles, își vor căuta un loc de muncă, dar și de eventuală practică, pentru că avem practicile de specialitate și așa mai departe. Adică aș vedea un parteneriat care să se extindă mai mult în exterior, nu doar în spațiu academic și universitar, ci să spargem bula de care spuneam. Și turnul de fildeș. Exact, și turnul de fildeș da. Al universității și să devină... Citadelei. Da. Eu dacă mă întrebam ce surprize ne mai pregătiți, deja ați dezvăluit una dintre ele, poate cea mai mare dintre ele. Pentru această extindere, însă, presupun că e nevoie de un alt plan, o altă strategie. Există o strategie foarte simplă și am să vă spun de ce. Vă rog. Într-o proporție aproape covârșitoare, absolvenții de la litere îndeosebi sunt angrenați în multinaționalele din Iași. Printre ei, cei din generația mea, deci cei care au trecut de 30 de ani, au devenit deja manageri, formatori și așa mai departe. Cu ei ne dorim să colaborăm. Ei deja și-au arătat dispunerea, au participat inclusiv la vizitele ARACIS sau care acreditează programele de studiu și au demonstrat cum arată viitorul unui absolvent de litere, de limbi străine, de studii culturale și așa mai departe. Așa încât ne dorim să facem puntea asta de legătură pe care deja am făcut-o între elevi și studenți, să o facem și între studenți și tineri cercetători și absolvenți. Adică ei să se întoarcă și să-și aducă aminte. Cum... Pe modelul da. FEA, da. Exact. FEA exact. Practică, respectiv Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, ei au această practică foarte bună pe care vrem să o preluăm și noi, de a păstra legătura între cei care i-au format și foștii absolvenți care acum lucrează la bănci și alte instituții care am ajuns la finalul emisiunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate detaliile pe care ni le-ați dat despre Interculturalia. Este cu siguranță un simpozion care depășește granițele universitare și, așa cum vă și propuneți, trebuie să intre în cât mai mult în societatea civilă. Deja este internațional, deja este interdisciplinar, hibrid.
E complet. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezența la Educația la Zi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Ovidiu Mihăiuc. La revedere!